Domnule Oprea, discutăm pentru început despre numărul de cazuri de coronavirus pe care îl vedem zilele acestea în creștere. Astăzi, spre exemplu, am avut din nou peste 6.000 de noi cazuri de coronavirus, peste 1.000 de cazuri la terapie intensivă. Spre ce ne îndreptăm? Spre valul 3 care este în deplină desfășurare și din păcate n-am învățat nimic sau cel puțin guvernanții n-au învățat nimic pentru că știam că va urma valul 3 și n-am văzut să fi luat vreo măsură de prevedere pentru acest lucru. Ne-a luat prin nepregătite? Ca de obicei au fost surprinși și vedem lucrurile acestea din discuțiile care au apărut în spațiul public referitoare, spre exemplu, la numărul de paturi ATI. Dumneavoastră, până la urmă, ați înțeles câte paturi ATI sunt astăzi? Eu nu am înțeles și una spune premierul Câțu, alta spune ministrul Sănătății. Înțelegem că funcționarii sunt de vină sub nicio formă, ministrul sau prim-ministrul, adică cei care trebuie să coordoneze lupta împotriva pandemiei. Ei nu au nicio răspundere, nu au nicio responsabilitate, găsesc întotdeauna alți vinovați. Dar până la urmă, noi suferim, toți cei care ne privesc și toți cetățenii din România. A vorbit premierul Câțu despre faptul să avem 1600 de paturi real la ATI. Adică până acum am trăit ceva ireal, am avut informații false, au fost minciuni în spațiul public. Înțeleg că a furnizat niște informații pe care le avea cumva de la Ministerul Sănătății sau de la acel celebru grup de comunicare strategică, dar care nu erau corecte pentru că apoi a trimis un corp de control. Ceva undeva nu este deloc în regulă și lucrurile acestea le simțim noi. Dar ce au greșit? Au greșit că n-au testat. Și un lucru pe care l-am spus de foarte multă vreme și țineți minte cu câtă ură s-au opus ideii cu care a venit Gabriela Firea când era primar general al Capitalei de a testa generalizat. Au spus că nu e bine. Acum parcă ar fi bine, dar nu știu cum să o facă. Au redeschis școlile. Este un lucru absolut necesar pe care nu ne-a spus de foarte multă vreme de la PSD. Vocile importante în acest domeniu de la noi, domnul Rafila, domnul Cercel, domnul Azan Firei, toți au spus lucrurile acestea, că generația copiilor, cel puțin cei din clasele 1-4, sunt mult mai afectați de faptul că stau acasă decât de ideea de a merge la școală. De aceea școlile trebuiau să rămână deschise, cu atât mai mult cu cât ne-am uitat la toate statele membre ale Uniunii Europene și am văzut că eram singurii care aveam școlile închise. Cel puțin pentru cei care erau 1-4. Dar nu ne-am pregătit. În ce sens? Profesorii n-au devenit prioritari și n-au fost vaccinați până să se redeschidă școlile. Adică trebuie să ne gândim și la ei și la profesori. Deci oarecum trebuiau vaccinați și mai apoi să deschidem școlile. Da, ați văzut și dumneavoastră, termin imediat cu școlile. Apoi nu au testat. Acum înțeleg că sunt 1,5 milioane de teste rapide în școli. Dar dacă ne uităm că au folosit 5.000 dintre ele, ne dăm seama că efortul, banii cheltuiți pe testele rapide, este un efort inutil. Pentru că nu au organizat și restul. Tot ceea ce trebuia, astfel încât să testăm în mod real, rapid, atunci când apare un caz într-o școală. Dacă aceste mecanisme ar fi fost puse la punct, de mai multă vreme, nu acum, probabil că trecerea prin valul 3 n-ar fi dus la atât de multe cazuri la ATI. Și știți foarte bine, știți la fel de bine ca și mine, că dacă intrăm pe intubare la ATI, cam 2 sau 1 din 10 reușesc să supraviețuiască. Aici nu trebuie să ajungem. Și pentru acest lucru îi acuz pe cei din guvern că nu au pregătit deloc, nu ne-au pregătit nici pe noi, nici sistemul sanitar să răspundă, nici DSP-urile, astfel încât să nu ajungem într-un număr atât de mare la ATI.